Bună ziua, prieteni! Astăzi am să vă povestesc despre cetatea Troia și calul Troian. În urmă cu foarte mult timp, cam 1300 de ani înainte de nașterea Domnului Isus, grecii aveau o armată uriașă cu care cuceriseră toate teritoriile din jur, mai puțin o cetate pe care nu reușeau nici cum să o învingă. S-au chinuit timp de 10 ani și au trimis în luptă cei mai puternici luptători, dar nici unul nu a reușit. Chiar și vestitul Ahile a murit încercând să cucerească cetatea Troia. Ahile era nemuritor și nici o armă din lume nu-l putea omorâ, însă avea un mare secret, călcâiul lui Ahile. Troienii au aflat acest secret și au reușit să-l omoare. Am să vă povestesc despre călcâiul lui Ahile într-un alt film. Nu uitați să vă abonați! Tot aici pe canalul de YouTube am să vă povestesc despre cel mai mare tsunami și despre cele mai mari tornade. Dar acum să ne întoarcem la povestea noastră, calul Troian. Grecii aveau atât de multe corăbii, încât atunci când călătoreau, acopereau complet marea. Erau foarte puternici. Însă cetatea Troia avea niște ziduri nemai văzute și niște luptători foarte, foarte puternici. Oricât de mult au încercat grecii, nu au avut nicio șansă. După 10 ani de războaie, grecii se gândeau să abandoneze, când unul dintre eroi, Ulise, s-a gândit la un șiretlic. Ce ar fi dacă i-ar păcăli pe troieni? El a cerut să se construiască un cal uriaș din lemn, gol pe dinăuntru, pe care l-au lăsat în fața porților cetății și apoi armatele au plecat. Însă înainte să plece, 300 de soldați s-au ascuns în interiorul calului. Când s-au trezit de dimineață, troienii nu au mai văzut niciun dușman. Toți dispăruseră, iar în fața porților mai era doar un singur cal uriaș din lemn. Pe el scria: "Noi am plecat acasă la Atena și ne-am gândit să vă lăsăm un cadou." Troienii nu erau prea convinși. Parcă nu le venea să creadă că războiul s-a terminat atât de simplu. Șeful armatei a vrut să alunce calul în mare, iar preotul a vrut să-i dea foc. Însă, regele cetății a spus că este un cadou prea frumos ca să fie stricat și a cerut oamenilor să-l bage în interiorul cetății. Calul era atât de mare și de greu încât a fost nevoie de foarte mulți oameni care să-l tragă. După ce au terminat, au început să danseze și să petreacă de bucurie că au primit un cadou atât de frumos. Însă noaptea, când toată lumea dormea, soldații greci, care erau ascunși în cal, au început să iasă tiptil, au deschis porțile cetății pe interior și au chemat și restul armatei. De data asta, grecii au câștigat lupta și astfel au cucerit și ultima cetate care le mai stătea în cale. Genială tactică, nu-i așa? Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să vă abonați la canal pentru a afla și alte povești și pățanii ale supereroilor antici. Atât pentru astăzi, pe curând!